Abdomenoplastie este o chirurgie estetică care constă în înlăturarea surplusului de piele, îndepărtarea grăsimii subcutanate, șerirea mușchiului abdominal, așa zise presia abdominală, Această triplă intervenție care se include într-o singură operație estetică, de obicei este adresată pacienților supraponderali, cei care au surplusul de greutate și care nu reușesc să scape de acest surplus de greutate prin exerciții fizice, efort fizic sau diete alimentare. Acest gen de operație se organizează cu anestezie generală. Durata operației depinde de obicei de acel direct proporțional cu surplusul de grăsime care îl avem noi, cu cât colacul acela abdominal sau surplusul de piele și grăsime este mai mare, cu atât durata operației este mai lungă. În mediu, această operație durează aproximativ 3 ore cu anestezie generală. După operație, pacientul este transferat în secție de terapie intensivă, unde pacientul este monitorizat timp de o oră sau două, se află la supraveghere medicului anestezist. După ce pacientul și-a revenit după astfel de intervenție, definitiv și-a revenit după anestezie, este transferat în salonul de staționar. În general, această operație se suportă destul de ușor, nu prezintă dureri abdominale intense. Evident, atâta timp cât pacientul se află internat în secție, este monitorizat 24 de ore de către personalul medical de gardă și orice disconfort care îl are la nivel abdominal este tratat medicamentos. După abdominoplastie, reabilitarea în secția spitalului durează aproximativ 2 zile. După această perioadă de timp, pacientul este externat la domiciliu, unde urmează un tratament de menținere. Tratamentul de menținere înseamnă tratamentul antiinflamator pentru ocuparea acelui disconfort minimal dureros care posibil poate exista la nivelul inciziei abdominale și un tratament vizat pentru antibioterapie cu scopul de a preveni infecția și inflamația la nivelul inciziei abdominale. Care este avantajul acestei operații? Abdomenoplastie frecvent se combină și cu lipoaspirație, deci o metodă adjuvantă a abdomenoplastiei care permite înlăturarea, extragerea țesutului subcutanat adipos dincolo de zone unde se face intervenția chirurgicală clasică. Deci, dacă intervenim prin abdominoplastie la nivelul abdominului și înlăturăm acel surplus de piele și grăsime, combinat cu lipoaspirație, putem, de exemplu, lucra și la zonele laterale sau chiar zona spatelui. Frecvent se întâmplă ca pacienții care se adresează pentru abdomenoplastie estetică sunt pacienți cu surplus de kilograme. Și problema nu se rezumă strict la surplusul de grăsime care îl avem în regiunea abdominală. Frecvent acești pacienți prezintă și pliuri cutanate, cutaneu adipoase și la nivelul spatelui sau zona laterală a taliei. Reabilitarea după abdominoplastie este destul de ușoară și confortabilă. Pacientul este vizat să poarte o compresă, un corset compresiv la nivelul abdomenului timp de 10-14 zile. Prin intermediul abdominoplastiei reușim să conturăm talia și în general abdomenul, să-l facem suplu, să-l facem abdomen plat, lucru care practic este imposibil prin exerciții fizice sau diete stricte.